Mai sunt 2 luni până la Crăciun, iar primarii se pregătesc de sărbători. Din păcate, din cauza crizei economice și energetice, primăriile s-au gândit serios să pună luminițe de Crăciun pe străzi și bulevarde, însă cu bani mai puțini. Spre exemplu, primarul din Bumbejiu, Bobaru Constantin, declară că prețul facturilor a crescut, dar spune el, există bani și pentru iluminatul festiv de sărbători. Niște costuri, având în vedere faptul că prețurile la serviciile acestea, la utilități, au crescut, nu numai pentru energia furnizată și la alte servicii publice. Dar, ca orice gospodar, și-a în calcul costurile care derivă din aceste necesități și nu suntem în pericol să nu ne putem plăti utilitățile atât pentru autoritățile locale cât și pentru cetățeni. Asta referind la iluminatul public și chiar iluminatul de sărbători. Nu, nu o să renunțăm la iluminatul festiv de sărbători, o să-l facem și anul acesta, pentru că, făcând o analiză foarte exigentă pe buget, ne putem permite acest lucru. Dănuț Birău, primarul din Târgu Cărbunești, declară că se pregătește pentru întâmpinarea sărbătorilor de iarnă. Și în acest an ne vom pregăti pentru întâmpinarea sărbătorilor de iarnă cu luminițe și iluminat festiv, atât prin folosirea celui deja existent, achiziționat în anii precedenți, precum și prin achiziționarea sau închirierea unor ornamente specifice în acest an, undeva în jurul sumei de 20.000 de lei. Ca și facturi pe poate de gaze și electricitate, știți foarte bine că toate aceste prețuri sunt plafonate încă de anul trecut până undeva din luna mai 2025, în așa fel încât sigur că plata utilităților nu ne-a pus probleme până acum și cred că nu o să ne pună nici în continuare. În schimb, primarul din comuna Turburea, Ion Bârcă, declară că nu are bani, că va renunța la iluminatul festiv și doar anumite locuri din comună vor fi împodobite de sărbători. O să renunțăm la iluminatul festiv, o să amenajăm anumite locuri ca să nu treacă chiar sărbătorile de iarnă, să treacă chiar așa, dar nu o să mai facem cum făceam în alți ani, deoarece asta e situația banilor. Aici ne-a terminat curentul. Curentul electric și plus de alta o să fie gazele, toate încălzirile ce le avem pe aici, să vorbim de școli, de centru de permanență, primăria, căminul cultural, cantina care o folosim și pe aceea, toate lucrurile astea le avem pe gaze naturale. Iar și aceea sunt tot bani. Primarii se plâng că guvernul nu a făcut până acum rectificarea bugetară așteptată de toți aleșii locali. Unii primari se tem că nu vor avea bani nici măcar de salarii până la finalul anului.